Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Astăzi testăm un kit de amplificare audio de putere mică în clasă AB bazat pe circuitul integrat TEA-2025B, clar fiind o imitație după cel original. Acesta neieșind cu nimic în evidență, aș putea spune ca fiind destul de banal. Dar curiozitatea m-a făcut să doresc testarea unui asemenea modul cu TEA-2025B, cumpărat de pe AliExpress. Și în plus, suntem în anul 2025. Ați văzut deja că am dezlipit dinainte acel radiator micuț, sub formă de U. Să explorăm partea electronică. Din păcate, acest potențiometru stereo e puțin strâmb. Da, nu e problemă. Avem intrarea stânga-dreapta în zona asta. Cele de aici sunt condensatoarele de pe intrare. Sunt unele ceramice. Nu pot să vă arăt niciunul de cât e. E de 220 nanofarazi, dar voiam să vă arăt și ce scrie pe el. Da, acum cred că vedeți. Da, de 220 nanofarazi, așa cum scrie în datasheet. Da, componentele sunt lipite strâmb, da. Na, la ce să aștepți, până la urmă, prețul spune totul, nu? Condensatoarele de pe ieșire de 470 microfarazi, acesta și acesta. Ieșirea stânga și ieșirea din dreapta. Pentru că kitul vine ceva de genul, da, și de asta ieșirea dreapta, ieșirea stânga. Și aici se alimentează între 3V și până în 12V. Văd că scrie în data sheet de la sete, bineînțeles că acesta nu e de la sete, clar, fiind imitație, până în 15V, dar probabil doar în gol, fără nicio sarcină pe ieșire. El se poate alimenta până în 12V, dar numai pe impedanță de 8 ohmi, la 9V pe impedanță de 4 ohmi și 8 ohmi. Să efectuăm testul și pe muzică. Vom alimenta kitul la 9V, pentru că am o boxă cu impedanță de 4 ohmi. Da? S-a auzit un sunet, da, ceea ce e normal, însă și cu volum la maxim, abia dacă se aude foarte puțin. Ok, este tot în regulă. Recomandarea mea, ca de obicei, când testați un amplificator, puneți un difuzor de care nu vă pasă. Eu am pus înainte, am ascultat un pic pe acesta. În cazul în care sunt probleme, să nu plângeți după el, după acea boxă. Introducem jack-ul. Abia am găsit pe YouTube niște muzică, cât de cât ok. Am vreo 3 melodii, o să dau câte puțin din fiecare. Dat muzică din placa de sunet, un Asus Sonarow 7, dar fără niciun reglaj de ton. Hai să măsurăm și puterea acestui kit cu TEA-2025B. Am pus o sarcină pe ieșire de 4 ohmi, sunt două rezistoare în serie de câte 2 ohmi fiecare. Am alimentat puțin peste 9V, puțin mai mult peste 9V, o să vă arăt și de ce. Pentru că în serie pe alimentare există o diodă redresoare pentru protecție la alimentare inversă. Deci aici avem 9,9 volți și după acea diodă de redresoare avem aproximativ 9,1 volți. Să creștem amplitudinea, bineînțeles puterea se măsoară la 1 kHz ca de obicei. A intrat în clipping prima dată alternanța de sus, din câte se vede, da? Aproximativ, să spunem, 7V vârf la vârf. Deci 1,5 W RMS pe impedanța de 4 ohmi. Bineînțeles, am lăsat la aceeași tensiune, numai că am schimbat impedanța cu una de 8 ohmi. Să creștem semnalul pe intrare. Tot la fel, la 1 kHz. Și deja am intrat în clipping. Aproximativ 8V vârf la vârf. Deci pe impedanță de 8 ohmi avem o putere de 1W RMS.
Am alimentat la aproximativ 12V, bineînțeles puțin mai mult, pe la 12,8V, să vă măsor. V-am spus, avem acea diodă redresoare. După acea diodă redresoare, avem 12V. Bineînțeles că la această tensiune de 12V putem pune pe ieșire impedanță de minim 8 ohmi. Să creștem amplitudinea. A intrat în clipping. Da, aproximativ, să spunem 10,5V vârf la vârf. Deci o putere de 1,7W RMS pe impedanță de 8 ohmi. Mai departe, să verificăm cum arată semnalul dreptunghiular la ieșirea acestui amplificator cu TEA2025B pe 4 ohmi și pe 8 ohmi la frecvențele de 1 kHz, 4 și 10 kHz. Pornind generatorul de semnal la 1 kHz, se vede că modifică semnalul dreptunghiular. În acest caz ne spune că sunt atenuate frecvențele joase. Să vedem și la 4 kHz. Aici semnalul dreptunghiular începe să își revină. Iar acum să vedem și la 10 kHz. În cazul acesta se vede că zona ascendentă a semnalului dreptunghiular este modificată, e rotunjită, partea de sus și partea de jos. În această situație ne spune că sunt atenuate frecvențele înalte. De asta este important cum arată semnalul dreptunghiular. De fapt, de multe ori se folosi semnalul dreptunghiular pentru a verifica un corector de ton sau un egalizator. E o verificare rapidă. Să verificăm și pe impedanță de 8 ohmi, pornind generatorul de semnal la aproximativ 1 kHz. E clar că apare aceeași modificare, era și normal, atenuează frecvențele joase. Să verificăm și la 4 kHz. Aici semnalul începe să arate a dreptunghiular. Să vedem și la 10 kHz. Semnalul, ca de obicei, la fel ca în cazul impedanței de 4 ohmi, suferă modificare pe zona ascendentă, semn că sunt atenuate frecvențele înalte. Mai departe, să măsurăm și răspunsul în frecvență, doar pe impedanță de 4 ohmi. Am alimentat circuitul la aproximativ 9,8V, v-am spus de căderea aceea de tensiune pe dioda redresoare, pentru protecția la alimentare inversă. Ca reper am reglat la 1 kHz generatorul de semnal și amplitudinea de aproximativ 4V vârf la vârf. Ah, lăsăm pe aici, 4V vârf la vârf. Să scădem la 20 Hz. La aproximativ 20 Hz se vede o atenuare chiar foarte mare. Să creștem frecvența. 60 Hz, 220 Hz și încă există o atenuare. Abia la peste 600-700 de Hz începe să-și revină complet. Depășim 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz. Am depășit 6 kHz. 7. 9 kHz. 10. Începe ușor să atenueze. 12. 14. Și 20 kHz. Da, există o atenuare, dar bine că nu este foarte mare pe frecvențe înalte. Pentru a rezolva acea atenuare pe frecvențe joase, e nevoie să schimbăm în primul rând, în cazul acesta, condensatorul de pe ieșire, fiind unul de 470 microfarazi cu unul mai mare, mult mai mare. Pentru a fi sigur că atenuarea este cât mai mică posibil, o să punem unul de 3300 microfarazi. Haideți să-l scoatem doar pe acesta, de pe canalul din zona asta, că doar pe canalul acesta testăm. Nu prea încape în zona aia, dar vedem noi, doar pentru test.
Gata, condensatorul a fost lipit, abia a încăput în zona asta, dar v-am spus că e doar pentru test. Acesta a fost condensatorul, a fost lipit cu unul de 3300 microfarads. Da, e în regulă și de 16 volți. Am pornit generatorul de semnal la 1 kHz, ca reper, și să vedem de la 20 de Hz. Da, la 20 Hz totuși mai există acea atenuare. Am putea schimba, bineînțeles, și condensatorul de pe intrare, dar acela fiind de 220 nanofarazi, iar impedanța pe intrare fiind de 30 kΩ, a trebuit să fie cât de cât ok. Filtrul pe intrare fiind unul RC trece sus. Și după calcul taie undeva pe la 22 de Hz. Să mărim frecvența și se vede că își revine ușor. Dar tot nu e suficient, tot există o ușoară, o atenuare pe frecvențe joase. Mai departe n-are sens, că oricum frecvențele medii înalte le schimb deja. Frecvențele joase atenuează. La final, să tragem și concluziile, kitul cu TA2025B, alimentat la 9V, pe impedanță de 4Ω avem 1,5W, pe 8Ω 1W, iar la 12V putem pune pe ieșire impedanță de minim 8Ω, aici având o putere de aproximativ 1,7W, deci aproximativ 2W. Răspunsul în frecvență nu este unul strălucit, se vede clar că atenuează frecvențele joase, dar înlocuim condensatorul de pe ieșire, actual fiind de 470 microfarazi, cu unul de o capacitate mai mare. Eu am ales de 3300 microfarazi, se poate pune și de 4700 microfarazi. Putem să avem un răspuns pe frecvențele joase oarecum mai bun, dar nu extraordinar. Da, deci nu este un amplificator deosebit, nu iese cu ceva anume în evidență, mai ales în prezent când există atâtea și atâtea alternative. Dar v-am spus, pentru că suntem în anul 2025, am zis ca să testez un asemenea kit de pe AliExpress cu TA2025B. Întrebare e, recomand acest kit? Ei bine, poate puțin. Înainte de a încheia acest video, am două observații de făcut. Ei bine, după ce am desfăcut acest așa zis radiator, am observat că nu au pus absolut deloc pastă termoconductoare. Practic au montat degeaba acest radiator pe amplificator, pe integrat. Iar a doua observație este că intrările de semnal sunt inversate. Aici avem intrarea din dreapta, practic, și aici intrarea din stânga. Trebuie să inversat. GND masă comun, însă intrările de semnal, plusurile intrărilor, sunt inversate. Aici avem intrarea dreaptă și aici intrarea din stânga. Oricum se vede clar dacă te uiți pe cablaj inversarea lor. Intrarea din... Aici scrie intrare din stânga, dar dacă ne ducem după acest traseu, intrare, centrul din zona asta se duce către un rezistor, da, și apoi către acest condensator de pe intrare. Și aici fiind intrarea din dreapta, nu din stânga, pentru că în partea asta avem ieșirea din dreapta, air speaker. Deci da, intrările sunt inversate. Cam aici termin acest clip. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!